Slăvit să fie Domnul, iubiți frați și surori! Aș vrea pentru început să citim împreună trei versete din Psalmul 40. Îmi pusesem nădejdea în Domnul și El s-a plecat spre mine, mi-a ascultat strigătele, m-a scos din groapa pieirii, din fundul mocirlei, mi-a pus picioarele pe stâncă și mi-a întărit pașii. Mi-a pus în gură o cântare nouă, o laudă pentru Dumnezeul nostru. Mulți au văzut lucrul acesta, s-au temut și s-au încrezut în Domnul. Amin. Iubiții noștri, frați și surori, știm cu toții din cuvântul lui Dumnezeu care ne învață că la început omul era în grădina Edenului, era într-o stare fericită, starea edenică, când el avea o părtășie permanentă sau zilnică cu Dumnezeu. Vă puteți imagina ce stare cerească fericită avea acolo Adam și Eva, că noi de câte ori avem câte o mică părtășie cu Dumnezeu, ne simțim așa de bucuroși. Dar ei aveau această stare permanentă. Dar s-a întâmplat ceea ce știm cu toții, că a venit amăgitorul prin șarpe și a amăgit. Și au călcat porunca lui Dumnezeu, au mâncat din pomul acela. Nu pomul, nu fructul acela era ca atare problema, ci era călcarea poruncii, neascultarea de Dumnezeu. Și Dumnezeu le-a spus că în ziua când vor călca porunca, vor mânca din pom, atunci vor muri negreșit. Și nu mai vreau să lungesc, am vrut numai așa puțin să vedem. Știm că au fost alungați din Eden, au căzut și au devenit muritori, au murit atunci spiritual, au apoi și fizic și păcatul a trecut asupra tuturor oamenilor pentru că toți am păcătuit, cum ne spune în Romani 5:12. Dar Dumnezeu care ne iubește și ne-a iubit de atunci, toți oamenii, a vrut să reabiliteze pe om și să-l recâștige pentru el. Și de aceea a trimis un răscumpărător, pe Iisus Hristos. Iisus Hristos a venit ca un al doilea Adam, dar care n-a mai fost învins de diavolul, ci l-a biruit pe diavolul și a venit ca să ispășească el în locul nostru păcatele și fără de legile noastre. Și astfel, prin el, să putem să intrăm din nou în relație cu Dumnezeu, să putem să ne asemănăm din nou cu Dumnezeu, să devenim cetățeni ai împărăției lui Dumnezeu. Starea normală a fiecărui om e o stare de păcat. Așa s-a întâmplat de la căderea omului. Omul are în el starea aceea de căzută, care noi o numim firea noastră pământească. Tot ce are ea este împotriva legii lui Dumnezeu, așa ne spune cuvântul și așa constatăm fiecare. Nimic din ceea ce este noi nu se potrivește sau nu-i place omului ceea ce vrea Dumnezeu. Și starea aceasta este starea fiecărui om. De aceea cineva punea odată întrebare că ce trebuie să facă omul ca să ajungă în iad. Și răspunsul i-a fost dat acesta. Nu trebuie să facă nimic, numai să rămână așa cum este. Și aș vrea acum să mă întorc la Psalmul 40, care l-am citit, la versetele care le-am citit. Și vedem aici că omul nu poate să facă nimica în privința aceasta a izbăvirii lui din această stare de decădere. Nimic nu poate să facă. Ceea ce poate să facă un singur lucru. Să strige după ajutor. Am citit aici în psalm
că zice, îmi pusesem nădejdea în Domnul și El s-a plecat spre mine, mi-a ascultat strigătele. Un singur lucru spune David aici că a făcut și putem face fiecare. Să strigăm după ajutor la Dumnezeu. Altceva nu putem face. Avem un alt exemplu, tot legat de acest gând. Ne uităm în Noul Testament, în Evanghelie, și vedem pe Domnul Iisus care a spus pilda cu oaia cea rătăcită. Oaia s-a rătăcit, a căzut undeva acolo, un spin, în groapă, unde era, și nu putea nimica să strige, poate striga, și spune că păstorul cel bun se duce, lasă cele 99 de oi și se duce să o caute pe cea pierdută. Când o găsește, o duce pe umeri, se bucură și zice, haide să ne bucurăm că am găsit oaia mea care era pierdută. De aceea vă spun, zice Evanghelia, că mare bucurie este în cer pentru un singur păcătos care se întoarce de la rătăcirea căii lui. De fapt, aceasta înseamnă toată Evanghelia, vestea aceasta bună, că Dumnezeu, prin Iisus Hristos, vrea să ne scoată din starea noastră de jos, de căzută, și să ne mântuiască. Ceea ce putem noi face, oamenii, așa cum am spus, este un singur lucru. Să strigăm după ajutor, după izbăvire la Dumnezeu. Dar chiar ca să strigi la Dumnezeu după ajutor, e nevoie încă de ceva. Și vreau să observăm aceste lucruri. Ca să strigi la Dumnezeu așa cum a strigat David, s-a plecat spre mine, mi-a ascultat strigătele. Ca să strigi e nevoie încă două lucruri să ai. Primul lucru este să vezi starea groaznică în care te afli. Zice, m-a scos din groapa pieirii, din fundul mocirlei. Primul lucru este nevoie ca să te vezi unde ești. Să-ți vezi starea groaznică în care te afli. Să vezi că ești în fundul gropii, în fundul mocirlei. Până nu te vezi aceasta, n-ai să strigi. Apoi e ca să vezi aceasta. Să te vezi, adică că ești un păcătos pierdut. Auzeam o întâmplare, zice că un călător pe care l-a prins o mare ploaie, o furtună, a văzut o peșteră și a fugit acolo să se ascundă în ea. Și stătea liniștit că îi proteja de furtună acolo în peșteră. Dar la lumina unui fulger s-a uitat, a văzut că în jurul lui era o mulțime de ligioane din pădure, toate gata spre el să-l sfâșie. În momentul acela când a văzut în ce stare este, a fugit repede afară. Cam aceasta este starea noastră a oamenilor. Noi suntem într-un groapa pieirii, în fundul mocirlei. Suntem în starea de păcat care ne duce la pierzare veșnică. Și trebuie să ne vedem ca să strigăm. Și apoi încă ceva. Zice aici psalmistul, îmi pusesem nădejdea în Domnul. Mai trebuie să spui nădejdea că Domnul este bun și gata să te salveze dacă îl strigi la El. Când le avem acestea, atunci vom striga la Dumnezeu. Ceea ce putem face? Să strigăm la El. Și atunci Dumnezeu intervine. Pentru că El așteaptă doar ca să strigi la El, ca să fii salvat. Și El intervine. Și ce face El? Nimic nu facem noi oamenii. El face totul. Zice, m-a scos din groapa pieirii, El m-a scos. Eu nu pot să ies de acolo. Mi-a pus picioarele pe o stâncă, adică pe un loc sigur, pe un loc stabil, pe stânca Hristos. Și încă ceva zice, mi-a pus în gură o cântare de laudă, o bucurie că ești mântuit, o cântare să lauzi pe Dumnezeu. Aceasta face Dumnezeu.
când îl mântuiește pe cineva. Așa cum ne spune și în Coloseni, în 1:12, zice: mulțumim Tatălui care v-a învrednicit să aveți parte de moștenirea Sfinților în lumină. El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în împărăția Fiului dragostei Lui, în care avea răscumpărarea prin sângele Lui, iertarea păcatelor. Noi nu putem să facem nimica. El face totul. Noi putem să strigăm la El și El, pe cine strigă la El, nu alungă pe nimeni. Că zice Dumnezeu, pe cine vine la El, nu-l alungă afară. Aș vrea să mă apropii să închei. Astăzi pe pământ trăim încă vremea de har. Ce înseamnă har? Harul este vremea când încă Dumnezeu mai mântuiește pe oameni. Știm că Iisus Hristos, cum ne spune în Evanghelia de la Ioan 3:17, Dumnezeu în adevăr n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Astăzi încă este vremea aceasta de har, când Iisus Hristos este mântuitorul oricărui om. Astăzi, ori și cine poate să strige: Doamne, îs în groapa pieirii, îs un om păcătos, mă văd că-s pierdut, te rog, scapă-mă și izbăvește-mă. Și îndată Dumnezeu face aceasta, ne mântuiește. Acum, astăzi, în această vreme de har, când se spune că oricine cheamă numele Domnului poate să fie mântuit, vremea aceasta de har nu va ține veșnic. Poate să vină sfârșitul ei pentru toți sau vine pentru fiecare personal într-un anumit moment. Poate că nici nu te aștepți. Vremea ta de har nu știi cât ține. De aceea, astăzi, acum, dacă încă ești în groapa pieirii, și numai dacă te vezi, că dacă nu te vezi, nu o să strigi, încă poți să strigi: Doamne, izbăvește-mă! Doamne, mântuiește-mă! Domnul Iisus era în fața iudeilor și le spunea aceste cuvinte: vă spun că dacă nu credeți în mine, veți muri în păcatele voastre. Aș vrea să vă spun tuturor celor ce a strigat la Dumnezeu și El v-a pus pe stâncă și v-a pus în gură o cântare de laudă, să mulțumim lui Dumnezeu și să-i cântăm și să-l lăudăm și să-l slujim pe El și să-l slujim, cum spune cuvântul, cu frică și cu cutremur, că încă n-am sfârșit calea și avem permanent vrășmași. De aceea să ne bucurăm și să-l slujim pe Dumnezeu. Iar cei ce încă n-au strigat, i-aș îndemna să strige după izbăvitor. Spunea fratele la început că ultimul frate care va vorbi va cere și la legământ. Eu aș dori ca Domnul să ajute, dacă cineva aici va fi dintre aceia care încă n-a ieșit, să-i ajute Domnul să iasă, că Iisus este gata să primească pe toți. Domnul să ne binecuvinteze cu cuvântul Lui, să-L primim în inima noastră, ca să ne mântuim sufletele noastre. Amin. Slavă Tatălui, Fiului și Sfântului Duh.